Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Radu Turcescu, prim vicepreședinte al Alianței Antreprenorilor și Agricultorilor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și dacă îmi permiteți, al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, ca să nu există o confuzie, că am fi asociație sau ONG sau știu ce altă... Despre asta o să vreau să vorbim chiar în această emisiune, care, să le spunem de la început telespectatorilor noștri, este o emisiune înregistrată. Și fac această mențiune pentru cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Reperul TV și care probabil că vor dori să vă adreseze întrebări. Toate mesajele vor ajunge la dumneavoastră. Corect. Care va să zică, un nou partid politic a fost înființat în România. Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor sau Partidul Alianței Antreprenorilor. Cum este corect? Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. Cine și ce este acest partid politic, domnule Turcescu? Așa cum foarte bine spune și numele, este un partid politic nou înființat de către antreprenori și, cum ne place nouă să spunem, care au demonstrat sau și-au demonstrat competența în lumea reală, acolo unde reușești numai dacă îți faci foarte, foarte bine treaba. Practic, vorbim de oameni de afaceri care au decis să facă pasul spre politică, vorbim de oameni de afaceri care nu au experiență în activitate de partid tradițională și care și-au propus, practic, să susțină mediul de afaceri din România. E o condiție aceasta de a nu fi fost membru al unui partid politic? Este o condiție. Putem spune că este o condiție, da, în aceste momente, pentru că noi, de fapt, ce vrem să facem este să luptăm cu incompetența. Da? Acesta este și scopul înființării acestui partid până la urmă. Vin oameni de afaceri care, sau oameni cu cariere, este foarte important, care au construit ceva, care au realizat ceva, care și-au demonstrat competența acolo, repet, unde ești plătit numai dacă îți faci treaba foarte bine. Și atunci vrem să evităm un pic să fim comparați cu liderul politic tradițional în România, îmbrăcat frumos, cravată, etc. Oameni normali, oameni fără experiență politică în partidul tradițional sau fără experiență tradițională politică. Cum ați ajuns dumneavoastră la concluzia că antreprenorii din România au nevoie de un partid politic? Ha, păi da, avem studii în spate și avem studii sociologice și avem o rată de răspuns favorabil de aproximativ 55%. Înainte să fie înființat partidul oficial, au fost realizate niște studii, au fost întrebați antreprenori și în proporție de 55% i-au spus da, noi avem nevoie de un partid care să ne reprezinte interesele în Parlament. Atât de simplu. În momentul de față, în România, conform informațiilor pe care le-am luat astăzi de la Registrul Comerțului, sunt aproximativ 2 milioane de societăți comerciale înființate, care funcționează astăzi. Deci, teoretic, aveți un punct de plecare foarte bun. Practic, targetați un public cât se poate de analitic, rațional și adaptat perfect la ceea ce înseamnă realitatea economică românească. Realizați că v-ați asumat o misiune foarte, foarte dificilă? Pe de o parte este o misiune dificilă pentru că, într-adevăr, acești oameni așteaptă rezultate. Este clar că fac parte din categoria celor care votează destul de puțin, pentru că nu mi-au încredere nimeni din clasa politică. Motiv pentru care, apropo de întrebarea de dumneavoastră de mai devreme, e o condiție să nu fie oameni cu activitate politică la vârf. Da, pentru că trebuie să oferim o alternativă. Acești oameni sunt analitici, acești oameni sunt pretențioși, acești oameni așteaptă un alt fel de politică. Poate o politică a bunului simț, poate o politică a soluțiilor concrete, poate o politică a viziunii antreprenoriatului românesc. Deci nu e simplu, dar... E greu să-i țineți la o ședință de partid în care un lider începe să povestească, un lider politic, să înceapă să povestească, uneori să bată câmpii și toți ceilalți să stea și să aprobe, să dea din cap. Știți cum se spune în momentul de față, într-un partid politic sunt o grămadă de yes-men, o grămadă de oameni care sunt dispuși să-și asculte șeful și, indiferent că are sau nu dreptate, să ia doar punctajul acela de partid și să-l plimbe mai departe pe la media.
Aici lucrurile sunt un pic diferit organizate. Într-adevăr, într-un partid politic tradițional există acei yes men, cum foarte bine a spus, există un lider care uneori bate cu pumnul în masă și punctajul apare. Noi ne vom organiza un pic diferit, pentru că vorbim de oameni care vin din mediul de afaceri. Acești oameni au înțeles că o astfel de abordare nu funcționează. Au înțeles că antreprenorii nu vor face politică într-un mod tradițional. Și atunci, ideea organizării unui partid este diferită în sensul în care este organizat precum o companie cu Consiliul de Administrație, atât la nivel național, cât și în fiecare filial în parte. Nu există un partid luat pe persoană fizică, între ghilimele de rigoare, nu există un tătuc, genul acesta de abordare clasică. E vorba de un consiliu de administrație format din oameni competenți care împreună decid care este cea mai corectă abordare. Deci, înțelegem, este foarte bine, foarte bună observația, motiv pentru care încercăm să abordăm și politica diferită. Bun, dacă funcționează ca o societate comercială, spuneți dumneavoastră că va avea un organ de administrare, Consiliul de Administrație. Da. Întrebarea mea acum, dar gândindu-vă la societate comercială, cine face parte din AGA? Consiliul General Acționarilor, da? Dacă mă întrebați despre membrii fondatori? Nu, dacă există așa ceva. În ce sens dacă există așa ceva? Dacă păi funcționează ca o societate comercială, dumneavoastră a spus. Da. O societate comercială de obicei are AGA, da? Are dacă AGA. Este societate corect. Pe acțiuni. Da. O luăm metaforic până la urmă, da? Nu este vorba de propriu-zis AGA, ci vorba de cum ne-am organizat noi intern. Deci aveți până la urmă o structură de conducere la nivel central. Corect. Da? Care are rol de coordonare pentru toate celelalte filiale. Care e profilul membrului de partid, domnule Turcescu? Profilul membrului de partid. Este o întrebare foarte bună. În primul rând, trebuie să fie antreprenor. Dar nu este o condiție esențială. Deci, e clar că dacă este un partid al antreprenorilor, ne adresăm mediului de afaceri. Este important să fie antreprenor. Este important să aibă o carieră. Este important să aibă viziune. Este important să fie demonstrat în lumea reală și, dacă se poate, să nu mai fi făcut politică. Spuneți dumneavoastră că este important să fie antreprenor și probabil că ați anticipat următoarea mea întrebare. Dacă există o persoană, spuneți că vreți să vă bateți cu incompetența, o persoană foarte competentă la locul de muncă, dar nu este un antreprenor, este doar un specialist într-un anumit domeniu care a ales, dintr-un motiv sau altul, să fie angajatul unei companii. Acest om poate fi membru al partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor? Bineînțeles, am spus antreprenori sau oameni cu cariere. Deci oameni care și-au făcut treaba și care acum practic s-au săturat de incompetența din jurul nostru și au de ce să facă un pas în față, au de ce să se implice. Până la urmă, noi avem și o denumire, că ne place foarte mult să spunem această idee, ești antreprenorul vieții tale. Chit că ai o afacere mare, chit că ai o afacere mică, chit că ți-ai construit o carieră și pur și simplu oferi un anumit serviciu, chit că ești o persoană angajată într-o companie, ai niște responsabilități cumva antreprenoriale. Ai responsabilitatea familiei, ai responsabilitatea carierei, ai responsabilitatea companiei unde lucrezi. E vorba mai mult de aceea. Știți cum sunt antreprenorii? Practic, antreprenorul este o persoană care trebuie să construiască un avion în timp ce zboară. Și acest lucru se poate aplica oriunde, practic, unde îți faci treaba foarte bine. În timp ce zbori, trebuie să găsești în permanență soluții. În timp ce zbori, trebuie să reușești să te adaptezi situației. Motiv pentru care, sigur, am început pentru mediul de afaceri, dar asta nu înseamnă că, foarte bine a spus, vine cineva care este o persoană angajată într-o companie, nu ești antreprenor, da? Nu, în niciun caz, nu se pune problema de așa ceva. Partidul foarte tânăr, când a fost înființat? Vara trecută. În vara trecută? Da. Care a fost reacția mediului de business din România? La ce vă referiți ca reacție? Ați spus că ați făcut dumneavoastră înainte un studiu și că percepția ar fi fost una bună. Da, mi-ar plăcea să existe așa ceva în România. Odată înființat partidul acesta, bănuiesc că ați încercat să vă extindeți în teritoriu, să faceți filiale, să atrageți cât mai mulți oameni.
cum v-a primit mediul de afaceri? Am înțeles întrebarea și este foarte interesantă. Ne-am extins extrem de repede. În august, practic, au ieșit documentele. Undeva în, după jumătatea lunii septembrie a început, practic, treaba, pentru că august-septembrie este încă, încă perioada de vacanță. În mai puțin de două luni a fost depășite 10 filiale. Rapid. Oamenii au început să vină spre noi. Spre surprinderea noastră, au început să ne contacteze persoane pe Facebook. Având acolo o pagină de Facebook și cu câte o postare în fiecare zi, au început să ne scrie. Vreau să mă implic. În aceste momente, încercăm să menținem o creștere cumva controlată. Pentru că este foarte simplu să aduci, să aduci cantitate într-un partid. Dar, repet, trebuie să păstrăm o anumită calitate. Și chiar suntem surprinși că vin foarte mulți oameni și încercăm să adaptăm aceste creșteri astfel încât să putem în continuare să fim convinși că va rămâne calitate în partidul nostru. Da? Nu e foarte simplu să construiești azi, un partid. Ați creionat niște criterii după care oamenii aceștia sunt selectați în filialele locale? Există o echipă care selectează. Da, avem o echipă, avem niște criterii interne și, într-adevăr, ei sunt selectați. Nu vă e teamă că veți ajunge în situația USR-ului de acum câțiva ani, atunci când spuneau, domnule, noi avem foarte puțini membri, foarte puține filiale locale în teritoriu, mă refer, da? Aveau în fiecare municipiu, dar în județ mai puține, argumentând, la noi, ca să intri în partid, trebuie să răspunzi unor criterii foarte, foarte stricte. Și la un moment dat ajunseseră să aibă foarte puțini membri de partid. Nu avem această teamă și o să vă spun și de ce nu avem. Pentru că, deși există niște criterii, numărul de filiale crește foarte repede. În principiu, în următoarele 3-4 luni, da, ar trebui să acoperim întreaga țară. În modul în care am început să creștem acum. Și repet, oamenii vin cumva natural. E o creștere organică. Ne scriu oameni pe Facebook. Vreau să mă implic. Ok, hai să vedem cum. De unde ești? Care este experiența ta, competență? Ce ai făcut până acum? Ce poți să faci pentru această organizație? De ce te implici? Și ce este o poveste? De ce te implici? Că există motivații. Le știm cu toții motivațiile politice în implicarea politică tradițională. Nu punem etichete și nu generalizăm, dar sunt mulți oameni care intră în politică doar pentru binele personal. Corect. Hai să vedem care este, ce te împinge pe tine, care este DC-ul tău politic. Și este unul dintre criterii. Deci nu avem așa o asemenea teamă. Bun. Ce își propune acest partid? Alianța antreprenorilor și agricultorilor. Dacă stai și te gândești la titulatură, ar trebui să fie un partid care să funcționeze bine pe lângă, știu eu, Ministerul de Resort, cel care se ocupă de dezvoltarea IMM-urilor. O să vă spun ce nu ne propunem. Nu ne propunem să ne certăm cu celelalte partide politice. Practic, noi vrem să jucăm un rol de mediator, astfel încât să putem îmbunătăți legislația antreprenorială. Trebuie să întâmple două lucruri în aceste momente în România. Primul lucru, și este foarte important, trebuie să susținem mediul de afaceri actual. Pentru că în aceste momente, de exemplu, mă uitam pe niște cifre, avem cel mai mic număr de IMM-uri la 1000 de locuitori. Da, am citit și eu un raport pe tema asta. Este clar că în momentul în care ai un număr mic de IMM-uri, în momentul în care ai un mediu de afaceri sufocat de birocrație și schimbări legislative foarte dese, ai o societate care este cumva slăbită. Pentru că, până la urmă, ce face mediul antreprenorial? Produce bani. Despre asta este vorba, da? Deci, primul și cel mai important lucru este să susținem mediul de afaceri actual. Al doilea și foarte important este să încurajăm antreprenoriatul, astfel încât să creștem acel număr de 29 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Asta era în 2018, din ceea ce am văzut eu, în 2019 ajunseseră la 58 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Am reținut ceea ce a spus dumneavoastră cu partea asta legislativă și chiar stăteam și urmăream câteva discursuri ceva mai vechi. La un moment dat se punea problema de un așa zis
recensământ legislativ. Pentru că în momentul de față, mi-am și notat aici, sunt 10.000 de legi în vigoare, 50.000 de acte legislative secundare, 30.000 de hotărâri de guvern și 20.000 de ordine de ministru. 110.000 de acte legislative. Și știți care este problema cea mai mare? Unele dintre ele se bat cap în cap într-un mare fel. De foarte multe ori. De foarte multe ori. Da. Se cere acest recensământ legislativ la un moment dat. Se cere. Acum, atenție, trebuie să înțelegem că nu este atât de simplu. Da? Siguranță. Nu este atât de simplu, pentru că sunt foarte multe condiții de care trebuie să ținem cont atunci când înaintăm o propunere legislativă. Și atunci, în primul rând, acest partid, pe lângă antreprenori, va atrage specialiști în domeniu. Specialiști în zona fiscală, din zona de economie, pentru că avem nevoie să ne asigurăm că și ceea ce promitem sau ce ne propunem poate fi și realizat, că așa este foarte simplu să promitem apă caldă de luni, apropo de promisiuni aruncate. Nu o să facem acest lucru. Nu o să venim cu promisiuni de dragul de a le promite. Da, dar cu siguranță vom veni cu echipe care vor ști să gestioneze asemenea promisiuni. Nu era mai simplu decât să faceți un partid politic cu tot ceea ce înseamnă chinurile facerii, dacă îmi permiteți, cu filiale locale, cu oameni care să creioneze criterii, cu oameni care să urmărească politica partidului, că mă gândesc că va exista și așa ceva la un moment dat, niște reguli, niște direcții foarte clare, foarte stricte. Nu era mai simplu să funcționați, știu eu, ca aceste organizații non-guvernamentale? Din nou, este o întrebare foarte bună, din două motive. Primul motiv este că o parte dintre cei care se implică acum au încercat. Au fost printr-o fel de patronate, de... Nu s-a întâmplat nimic. De ce nu s-a întâmplat nimic? Pentru că n-au găsit parteneri de dialog dincolo. Iar al doilea motiv pentru care este foarte interesantă întrebarea dumneavoastră este că noi ne propunem ca, să sperăm că vom reuși în luna februarie, să semnăm ceea ce se numește un pact național al antreprenoriatului între noi, partid politic, și aceste patronate, confederații, asociații, antreprenori sau orice altă formă de organizare ce susține mediul de afaceri. Nu se poate una fără cealaltă. E clar că politicul nu poate fără reprezentanții mediului de afaceri, pentru că de acolo vin problemele și soluțiile. Dincolo, nu se poate nici invers, nu poate nici mediul de afaceri fără politic, pentru că nu are cum să promoveze vreo inițiativă legislativă și, evident, s-o și treacă. Deci, e o combinație. O să încercăm să facem așa. Aveți filiale la Galați, la Brăila, apropo de locul în care ne aflăm în momentul de față? În aceste momente, atât la Galați cât și la Brăila, se poartă discuții. Încă nu există o filială oficială, dar se poartă discuții în acest sens. În momentul în care vom avea totul foarte bine pus la punct, cu siguranță se va ști. Sunt reprezentanți ai unor firme mari de aici din zonă cu care ați început discuțiile? Stau, când spun firmă mare, mă gândesc la, știu eu, Arabesc, la Arcada, la Tancrad. Repet, în momentul acesta suntem într-o organizare în această zonă. La momentul la care vom avea și o poziție oficială, cu siguranță va fi făcută publică. Care e ținta pe care v-ați fixat-o dumneavoastră? Că, na, sunteți antreprenori. Trebuie să vă gândiți de la început. Dom'le, eu m-am înființat ca partid politic și îmi propun în 2024, știu eu, să ajung în Parlament, în Parlamentul European, să scot scorul ăsta, să am atâția europarlamentari. Sunt, pentru 2024 lucrurile stau destul de simplu. Vom participa la europarlamentare și o să vă spun și de ce. Cred că până acum la europarlamentare sau România putea fi reprezentată un pic mai bine la nivel european. Cred că multe dintre deciziile care poate ne-au fost mai puțin favorabile au fost și pentru că cei trimiși acolo n-au fost neapărat cei mai potriviți oameni. Deci vor fi europarlamentarele, nu vor fi locale, pentru că nu avem de ce.
și vor fi evident parlamentarele, unde când este spuneți că nu vor fi locale, că nu avem, de ce vă gândiți că nu reușiți să acoperiți întreaga zonă? Nu, întreaga ne gândim zonă. Că noi ne-am propus să modificăm legislația antreprenorială și din local nu poți să modifici legile, le modificăm din Parlament. Da. Și pentru parlamentare ce țintă de un target pe care vi l-ați propus pentru a ajunge în Parlament? Vrem să intrăm în Parlament. Asta este clar. 100%. Minim. Undeva între 5 și 10% cred că este o țintă ok. Până la urmă, este esența oricărui partid politic, nu? Să intre în Parlament. De asta, acord cu dumneavoastră. Intrați că... în Parlament, să zicem că sunteți deja un partid parlamentar. Scopul, ați spus noastră, ce nu veți face? Nu vreți să vă certați cu celelalte partide politice. Scopul dumneavoastră este să promovați niște legi bune pentru antreprenorul român. Ce faceți în momentul ăla dacă veți fi puși în situația de a alege? Băi, dreapta politică îmi spune așa, mă ajută să promovez acele legi dacă voi fi de acord cu niște năzbătii ca cele pe care le avem în momentul de față în Parlament. Stânga pe partea cealaltă spune, nu, te ajutăm noi să treci legile, dar fiecare cu năzbătiile sale. Știți ce mi-aș dori să se întâmple? Mi-aș dori să ajungem undeva în 2025 și să putem purta această discuție pe concret. Chiar să fim acolo. Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Ca să ajungem în 2025 să purtăm discuția asta, trebuie să treceți de o campanie electorală în 2024. Și să-i convingeți pe oameni că sunteți un partid util pentru România. Aceasta nu va fi o problemă. Aceasta nu va fi o problemă. Credeți-mă, de când fac emisiuni politice, am auzit destul de des. Aceasta nu va fi o problemă și credeți-mă, atâtea probleme au fost. O, Doamne. Deci spuneți că nu știți în momentul de față cum veți gestiona o situație de genul ăsta. Adică călcați pe cadavre pentru inițiativele legislative sau nu? Că de fapt asta era. Asta era întrebarea, corect. Eu am încredere că în acele momente vom lua cea mai bună decizie pentru electoratul pe care îl reprezentăm. Și vă spun și de ce. Practic, în Parlament vor ajunge antreprenori. Asta este ținta noastră. Ce face antreprenorul în fiecare zi? Ce știe să facă, de fapt? Știe drept? Business. Dar ca să facă business într-un mediu de afaceri complicat, este obligat să găsească permanent soluții. El are antrenamentul de a găsi soluții. Nu există, pentru un antreprenor, nu există alb sau negru. Există doar nuanțe de gri. În permanență trebuie să te reinventezi în raport cu piața, concurența, legislația, etc. Contextul socioeconomic, pandemie, război, Doamne ferește, probleme, bursă sus, jos, etc. Bun. Ei, acești oameni care vor ajunge acolo, având deja exercițiul găsirii soluțiilor, în momentul în care se vor lovi de o astfel de situație, cu siguranță vor găsi soluțiile potrivite. Pentru că știu să o fac. Aici vă garantez. Știu să o fac. Știu să găsească soluții la anumite probleme. Da, nu vă contrazic. Da, îmi place să cred că la un moment dat se pot adapta atât de bine încât la un moment dat să devină din niște oameni de afaceri, niște oameni politici, că despre asta este vorba. Odată ajuns în Parlamentul României, vorbești mai puțin despre business, pentru că, da, l-ai tu pe, ca viziune a partidului politic, dar devii un politician. Iar în Parlament se joacă după cu totul și cu totul cu alte reguli. Sunt un om de afaceri din zona Galați-Brăila. Domnule Turcescu, cum mă convingeți dumneavoastră să vin la dumneavoastră în partid? Dumneavoastră considerați că în aceste momente cadrul legislativ este unul favorabil dezvoltării mediului de afaceri local? Am reușit să obțin profit în fiecare dintre anii în care am funcționat. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile stau bine. Ați obținut profitul pe care vi-l-ați propus? Niciodată. Totdeauna se poate mai bine. Se poate și mai bine. Întâmpinați probleme cu resursa umană? Întotdeauna. Întâmpinați probleme cu birocrația excesivă? Întâmpinați. Cum să nu? Întâmpinați probleme în tot felul de zone ale statului unde trebuie să vă confruntați cu reguli peste reguli peste reguli pe care trebuie să le respectați, care se schimbă de la o zi la alta? Firesc. Perfect. Da. Haideți alături de noi că vom schimba aceste lucruri împreună. Și ce faceți cu resursa umană? Cum aduceți dumneavoastră resursa umană de așa natură încât să nu mai am această problemă? Cum o aducem? Da. Nu știu dacă trebuie să o aducem, trebuie să o creăm împreună. Și atunci există această componentă de combinație foarte, foarte inteligentă între
mediul de afaceri și politic, astfel încât să putem să susținem mediul de învățământ pentru a putea să și creeze resursa umană care trebuie. Bun, deci dumneavoastră, dacă înțeleg bine, încercați să recrutați acești oameni de afaceri, pe mine, omul de afaceri, încercați să mă recrutați și pentru ca împreună să punem cap la cap fiecare ceea ce gândește și să creionăm linia politică a partidului, da? Da, da. Și ulterior, până în 2024 este o poveste, dar și ulterior, nu plecăm unii în Parlament și unii rămân cu noi să-i chinie, cum s-a mai și întâmplat. Rămânem în același contact, în aceeași formă de colaborare. Nu e posibil că la un moment dat să aveți niște antreprenori atât de diferiți din punct de vedere al viziunii business-ului, încât lucrurile să bată cap în cap? Eu sper să întâmple treaba asta, pentru că e bine să... Așa apar soluțiile, așa apare creativitatea. În momentul în care avem idei diferite, că nu există, din nou, adevărul absolut alb sau negru, există doar gri. Și atunci e bine să avem cât se poate de multe opinii, cât se poate de multe soluții și am convingerea că având acest scop comun, și anume încurajarea antreprenoriatului, eliberarea antreprenoriatului, dacă este să vorbim, cu siguranță ne vom și înțelege. Nu? Știți la fel de bine că un antreprenor cuantifică cu totul și cu totul altfel timpul pe care l-ar petrece la o ședință de partid. Corect. De ce ar cheltui eu timpul meu, eu antreprenorul pe care dumneavoastră îl doriți în partidul politic, când aș putea apela la niște politicieni de la partide tradiționale și pe lângă ei să fac lobby. Dom'le, hai ajutați-mă, am nevoie de legea asta să fie trecută, că mă ajută pe mine în business. Păi, în primul rând că lobby-ul este ilegal în România. Nu, există... lobby-ul nu mai este ilegal în România. Lobby-ul a fost trecut la un moment dat prin Senat. Există o lege a lobby-ului? Nu există încă o lege există a lobby-ului. Există o meserie. Da, dar corect. Lobby-ul, să ne Sunt înțelegem... Sunt și un lobbyist, de asta vă spun. Nu este trafic de influență lobby-ul, da? La Bruxelles, în momentul de față, funcționează aproximativ 15.000 de lobbyști, cumulați în vreo 450 de societăți de lobby și nu este absolut nimic ilegal. În România nu mai este ilegal lobby-ul. El a fost la un moment dat inclus în legislația românească, bine, la vremea respectivă, tocmai pentru a defini traficul de influență. Corect. Dar corect. Acum, cred că în 2019 sau 2020, chiar trecuse tacit de Senat, urmând să ajungă undeva pe la Camera Deputaților. Asta era ultima informație pe care o aveam eu despre lobby. O să vă spun de ce s-au implicat antreprenorii. Spre exemplu, la Vâlcea este un antreprenor care are aproape 300 de angajați. Firmă mare. Firmă mare. Și a spus că m-am implicat de nervi. Foarte bună motivația domnului. Da? Păi, gata, nu mai pot. Așa cuantifică ei. Că până acum mi-am văzut de business. Ok, am funcționat. Dar nu mai pot, vreau mai mult. Și nu neapărat mai mult financiar, mai mult poate timp liber, mai mult pentru firma mea, mai mult pentru angajații mei. Vreau mai ușor, vreau mai simplu, vreau altceva decât să mă tot chinui. De nervi m-am implicat. Așa vă cuantifica și... Dar știți că intrarea în Parlament a unui astfel de partid nu implică în mod natural și schimbarea legislației și ușurarea business-ului pentru antreprenorul român. Asta se va întâmpla într-o perioadă de timp foarte lungă. Cu siguranță. Cu siguranță. Dar e un început. Este un început și cred eu, iar studiile au și demonstrat că oamenii așteaptă o astfel de mișcare. Simtă energia. Nu vă e teamă? Bun, n-a să simțiți energia din interior. Eu vă întreb din exterior Corect. Acum. Vă e teamă de, știu eu, genul ăsta de replică pe care vi l-ar da un antreprenor? Dom'le, eu îmi văd de business-ul meu, am profit, iată ce am spus eu un pic mai devreme, nu mă bag în mizerile politicienilor. O frază care ascunde și un soi de declarație de genul mie bine așa cum e acum. Este alegerea omului până la urmă. Adică nu, dragostea cu sila nu se poate, nu? Este alegerea omului. Dacă pentru acest antreprenor totul este roz, e ok. În ce fel de problemă? Nu cred că așa se pune problema, e roz. Dumneavoastră a spus, nu trebuie să fie alb și negru. Dar asta, la realitățile la care mă raportez în momentul de față, lucrurile ar putea să fie și mai rele. Mie mi se pare că acum că suntem, e ok. Întotdeauna ar putea să fie și mai rele. Da, repede, este alegerea lui, nu...
Are libertatea de a se implica sau nu? Are libertatea de a se implica activ sau nu? De a deveni membru sau simpatizant? De a ne vota sau nu? E într-o țară și o lume liberă. Nu văd de ce să fie o care problemă. Care comunicarea pe care o aveți dumneavoastră? Bun, nu către antreprenori, ci către electorat. Că până la urmă, de acolo vă veți lua voturile pentru cei 5-10% pe care îi targetați. Ce trebuie să înțeleagă electoratul este că a sosit momentul, la modul cel mai serios cu putință, să luptăm cu incompetența. Pentru că incompetența ne ține pe loc. Incompetența, nu neapărat rea voință, atenție, incompetența. Incompetența încurcă legile, incompetența a propus acele foarte, foarte multe legi, multe dintre ele se bat cap în cap, incompetența întreține birocrația, nu se mai poate. Gata. Există oameni extrem de competenți în această țară. Există oameni care au trecut printr-o mulțime de provocări și au reușit, au rezistat. Este cazul ca acești oameni să se implice activ în mediul politic. E atât de simplu. Da, de acord cu dumneavoastră până la un anumit punct. Ok. Ne batem cu incompetența, venim cu niște oameni competenți, îi aducem în partid, încercăm să intrăm în Parlament, să ducem în Parlament acea competență. Asta nu înseamnă că acei incompetenți de care vorbiți dumneavoastră vor dispărea de la celelalte partide politice. Și nu nominalizez pe nimeni și nici nu generalizez. Nu generalizăm, nu, în niciun caz. Nu, evident că nu înseamnă asta. Dar, în același timp, va exista și o contrapondere. Va exista și o altă voce acolo. Vor exista și niște oameni care înțeleg ce se întâmplă. Păi, în aceste momente ne uitam, nu știu dacă sunt 10% antreprenori acum în actualul legislativ. Deci, problema este că dacă nu ai fost în poziția asta vreodată, sau dacă traiectoria ta profesională a fost exclusiv către un job la stat, de exemplu, este clar, nu spun că e rău să nu fiu înțeles greșit, dar e clar că tu nu ai cum să înțelegi provocările celor care sunt de partea cealaltă. Și încă o dată spun, noi avem nevoie să schimbăm un pic inclusiv percepția generală. Chiar mă uitam pe agenda publică și ce se vorbește la televizor. Că a fost guvern de dreapta sau de stânga, vorbim în continuare despre pensii și salarii. Deci vorbim despre cum să cheltuim banii. Prea puțin se vorbește despre cum să și producem, că banii aia, bun, e frumos, ne cumpărăm case, mașini, etc., dar trebuie să și producem. E aceeași lucru și aici. Hai să schimbăm un pic retorica. Hai să încercăm să încurajăm un pic libera inițiativă. Hai să încercăm să dăm exemple de oameni care au reușit, care au gândit și altfel, care au plecat și pe alt drum. Eu înțeleg ideea că e poate mai facil sau că așa am fost învățat să mergem și primul lucru am terminat școala, unde ce facem? Păi dacă putem să ne angajăm pe undeva la cât se poate de simplu este minunat. Corect. Dar la un moment dat trebuie să înțelegem că avem nevoie de un mediu de afaceri care să producă mai mulți bani. Atât de simplu. Vedeți, dumneavoastră, ați făcut o afirmație care este eronată. Așa. A spus că în Parlamentul României sunt foarte, foarte puțini antreprenori. Și o să vă spun de ce este eronată. Domnule, okay. Am fost de foarte multe ori și la Senatul României și la Camera Deputaților. Am stat pe holuri, am mers cu lifturi împreună cu senatori, deputați români. Vă rog să mă credeți. Cât timp am petrecut pe holurile respective, numai și numai despre business se vorbește la telefon. Okay. Oamenii aceia vorbeau la telefon numai despre business. Păi și ce facem? Cum? Și ce? Cât costă aia? Păi nu, luăm pe aia și o dăm. Lasă că vorbesc eu cu nu ce. Deci oamenii aia fac business, mult business. Nu toți, dar foarte mulți oameni fac business în Parlamentul României. Că pe numele lor nu sunt societăți comerciale la care dânsii să fie asociații, acționari, este cu totul și cu totul altceva. Asta nu înseamnă că nu sunt beneficiarii unor părți din profitul rezultat de la diverse companii. Păi și în regulă? Păi nu este în regulă, da. Eu doar v-am spus ca să nu cumva să vă scape oficial chestia asta. Okay, da, nu, deci foarte mulți antreprenori și unii de mare, mare succes. Pentru că nu cred că mai este un secret pentru nimeni, sunt o grămadă de parlamentari care sunt foarte bogați. Corect. Și neavând societăți comerciale, ci numai salariul pe care îl obțin din Parlamentul României, stai la un moment dat și te întreb, dar nimeni nu sesizează faptul că omul ăla nu poate justifica
banii pe care îi are declarați în declarația de avere și de interese. Și se pare că, se pare că sunt mulți oameni care au alte treburi de făcut decât aceea de a monitoriza declarațiile publice ale parlamentarilor noștri, ale aleșilor noștri până la urmă. Ăștia patronii oricum au bani, o duc bine, de ce să-i mai votăm tot pe ei? Ar zice un votant care nu este antreprenor. Ce ați răspunde, domnule Turcescu? Da, este într-adevăr o discuție foarte interesantă. Patronul, răul, care... Acum nu mai este așa, dar știți bine că după Revoluție erau patronii cei care suc sângele poporului. Corect. Nu le-am spune nimic. Nu le veți votul și acestor oameni? Noi nu ne propunem să... Noi vrem votul tuturor, cum am spus. Da? Cu mențiunea că este important să depășim un pic acele cutume sau acele idei care cred eu că de cele mai multe ori ne țin și pe loc, de genul acesta. Patronul cel rău și eu angajatul amărât. Și revin un pic la ce spuneam mai devreme. Cred că este cazul ca oamenii să înțeleagă că sunt propriilor antreprenori. Antreprenorii propriilor vieți. Au libertatea de a schimba un loc de muncă dacă nu este, consideră că nu sunt plătiți suficient de bine. Au libertatea de a căuta în altă parte dacă consideră că șeful este ciudat. Da? Noi suntem aici pentru a îmbunătăți mediul de business. Cum? Da, dar ca să faceți treaba asta trebuie să intrați în Parlament. Corect. Ori ca să intrați în Parlament trebuie să luați voturi. Iar atitudinea asta ușor pasivă, îmi permit să o numesc așa, cred că nu vă ajută. Da? Dom'le, nu vin și stau de vorbă cu tine până te conving să înțelegi că nu noi suntem marea problemă a României, ci noi suntem una dintre soluțiile pe care le poate avea România, nu? Asta... Cred că așa aborda eu subiectul. Asta cu siguranță, dar în același timp și noi ne-am propus să avem niște obiective. Ca să atingem acele obiective, avem nevoie de un anumit public, un anumit electorat. Evident că ne vom concentra pe acela în primul și în primul rând. Ce să spun, îmi place să cred că veți identifica acel electorat din România care să rezoneze cu, linia partidului. Apropo, că nu mi-ați vorbit nimic, n-ați vorbit despre niște chestii pe care promite să le implementați în Parlament, în afara unor idei pe care vreți să le obțineți pe parcurs de la colegii. Pentru că în aceste momente nu promitem nimic. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu mai votează este că s-au săturat de promisiuni. Repet, apă caldă de luni. E o promisiune care nu s-a întâmplat de un an jumate. Stați în București, înțeleg. Nu stau în București, dar urmăresc pe Facebook cum toată lumea se plânge de acest subiect. E clar că electoratul acesta cu care eu sunt convins că vom atinge puncte comune așteaptă altceva. Da, ei știu foarte bine că schimbarea nu se produce peste noapte. Ei știu foarte bine că pentru a îmbunătăți legislația nu o faci din două, trei promisiuni spuse frumos la televizor sau pe Facebook. Trebuie să mergi acolo, trebuie să fii în interior, trebuie să vezi care este problema reală și să propui soluții care sunt adaptate contextului. E foarte simplu acum, dacă stăm un pic acum împreună sau ne vedem peste o lună, putem să găsim 10 promisiuni beton. Pot fi ele implementate? Poate da, poate nu. Dar lipsa promisiunilor nu poate însemna la un moment dat că lipsește o viziune a partidului? Nu, pentru că viziunea va exista. Viziunea va exista. În 2024 viziunea va exista, cu siguranță. 2024 e destul de târziu. Cred că o să trebuiască dumneavoastră să o aduceți la zi un pic mai devreme ca să puteți să o prezentați în perioada de pre-campanie da, și campanie. Da, evident. Mă refer pentru alegeri. Cu siguranță. Asta gândindu-mă că e un partid nou, iar partidul acela trebuie să fie prezent în tot ceea ce înseamnă discursul politic. În tot ceea ce înseamnă talk show-urile astea pe care le vedem la un moment dat pe televiziunile naționale, ca cel care vă urmărește să spună da, pot să-l votez pe Cutărescu de la Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor pentru că. Pentru că, corect. Da, deci îmi trebuie niște argumente. Da.
Ori astăzi, la momentul de față, dumneavoastră, abia sunteți la momentul la care v-ați înființat, încercați să atrageți cât mai mulți antreprenori în partidul dumneavoastră și să creionați această linie a partidului, dacă am înțeles bine. Perfect. E perfect. Ați înțeles foarte bine. Am înțeles foarte bine. Am să vă rog să reveniți aici în platoul de filmare atunci când Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor va avea filiale active în Galați și Brăila, pentru că chiar sunt curios care sunt acele persoane care se vor înhăma să muncească. Viața de partid, până la urmă, nu-i deloc o viață simplă. Mai ales la început, când nu ești un partid parlamentar și trebuie să convingi. E greu să convingi un om de afaceri că la un moment dat are nevoie să meargă pe străzi, să vorbească cu lumea, să comunice din ce în ce mai mult în presă, în mass media. E destul de greu, pentru că asta înseamnă timp pe care el nu mai petrece lângă business-ul afacerea lui. Așa este. Sunt perfect de acord, dar din nou spun, din experiență, am rămas extrem de plăcut surprins de investiția de timp pe care au făcut-o cei care s-au implicat deja. Nu pot decât să vă urez mult succes în misiunea pe care v-ați asumat-o și încă o dată să vă lansez de acum invitația că atunci când filialele vor fi active, Galați și Brăila, să veniți aici să facem și noi cunoștință cu acei oameni de la Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. Domnule Turcescu, vă mulțumesc pentru prezența în platoul de filmare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!